Printre sfinții părinți care au tălcuit în trecut pilda Evangheliei care s-a citit astăzi, este și Sfântul Vasile cel Mare. Din tălcuirea lui, noi am luat cât am socotit de cuviință ca să vă învățăm acum despre bogatul lacom și nemilostiv. De aceea, această pildă este pentru cei lacom, pentru iubitori de trup și robi ai pâlticiului, pentru cei nemilostivi și neîndurători. Această Evanghelie este pentru cei ce nu au altă grijă decât numai să alerge după desfătări și plăceri trupești, pentru cei ce se îngrijesc și adună pentru ziua de mâine ca și când ar trăi o veșnicie și nu se tem nici de cum de secera morții. Această predică este pentru cei ce doresc mântuirea sufletului. Să ne deschidem urechile sufletului ca să ascultăm coloarea minte tălcuirea pildei din Evanghelia de astăzi, care, deși se îndreaptă mai ales către cei lacomi, cuprinde totodată multe învățături folositoare și mântuitoare pentru orice om. Mântuitorul Iisus Hristos, Domnul și Învățătorul nostru, grăind către iudei, după ce i-a învățat spunând, luați aminte și vă păziți de pofta de avere, căci viața cuiva nu stă în prisosul cel are din avuțiile sale, le-a zis lor această pildă. Zisa Domnul pilda aceasta. Unui om bogat i-a rodit din belșug țarina. Acestui om bogat i-a rodit pământurile lui din belșug, adică și holdile i-au dat multe și bune roade, și viile mulți struguri copți, și măslinii destule măsline grase, și livezile de pomi, multe fructe coapte. Dar oare pentru ce a binevoit Dumnezeu să facă să rodească moșia acestui bogat rău și neascultător atâta mulțime de roade bune? Pentru ca să-și descopere dumnezeiasca sa bunătate și să arate că soarele său răsare peste cei răi și peste cei buni, și că el face să plouă și peste cei drepți și peste cei nedrepți, ca să-i sature astfel pofta bogatului și să-l înduplece spre ajutorarea celor săraci și spre milostenie. Dar bogatul ce a făcut? A fost el fericit și mulțumit de binecuvântarea și darul lui Dumnezeu și a îndreptat el oare fața către cer să aducă mulțumirea lui Dumnezeu? Nu. Și el cugeta în sine zicând, ce voi face, că nu am unde să adun roadele mele? Cuprins de grija bogăției, bogatul cugeta în sine și zicea, ce voi face că nu am unde să-mi adun roadele mele? El rostea cu îngrijorare aceleași cuvinte pe care le rostește omul sărac și lipsit când se întreabă zicând, ce voi face că nu am pâine ca să mă hrănesc pe mine, pe femeia și pe copiii mei? El nu se întreba însă pentru aceste lipsuri, ci pentru că nu avea unde să-și adune roadele sale. El uitase că avea la îndemână pântecele cele flămânde și casele cele goale ale săracilor, în care, punându-și roadele sale, avea să-și adune comoară în cer, unde nici moliile, nici rugina nu strică și unii furii nu sapă, nici nu fură. Nemilostivirea și lipsa dragostei față de seminii săi nu l-au adus pe calea aceasta. Gândindu-se numai la sine, cum de altfel se gândesc mai tot cei bogați, și-a găsit liniștea în mulțumirea poftei lui de îmbogățire. Și a zis, aceasta voi face,
voi strica jitnițele mele și mai mari le voi zidi și voi strânge acolo tot grâul și bunătățile mele. Bune, bune, un astfel de gând nu este o dezlegare a îngrijorărilor tale și nici liniștea strâmtorării tale, ci el este aducător de noi griji și osteneli și de noi necazuri. Căci dacă și anul viitor moșia ta va rodi, iarăși vei dărâma cele zidite și iarăși le vei zidi și mai mari. Dar ce lucru este mai ostenitor și mai rău decât acesta? Să dărâm și să zidești și după puțin timp iarăși să strici și să rezidești. Aceasta este liniștea bogăției tale, aceasta este odihna îndestulării tale, ai hambarele tale pline, dar tu nu te îndestulezi. Vrei să domnădești și mai mult, vrei să ai și mai mult din destul. Iată cât este de rea lăcomia, această patimă nesățioasă. Lacomul este chinuit de o patimă asemenea cu acelui bolnav de dropică. Bolnaful de dropică, cu cât bea mai multă apă, cu atât mai mult însetează. Lacomul, cu cât adună mai multe avuții, cu atât și mai multe dorește. Dar după ce va dărâma hambarele sale și le va zidi mai mari, oare ce va face? Ne-o spune același bogat nesățios de Sfânta Evanghelie pe care ați auzit-o astăzi. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și te veselește. Iată, creștinilor, câtă nebunie și câtă nesocotință. Când zice sufletului său să se veselească, el se gândește la plăcerile trupului cele urâte. Iar când zice, suflete, ai multe bunătăți, el socotește ca bunătăți ale sale, pe care, de drept, nu sunt ale sale. Căci de unde ar putea avea atâta bunătăți când a ieșit gol din pântecele mamei sale și gol se va duce de aici? Roadele pământului nu sunt bunătăți ale sufletului, ci bunătăți ale lui Dumnezeu, care se dau pentru hrana tuturor oamenilor. Iar cele date pe pământurile bogaților urmează să se împărțească la săraci. Bogații fiind numai niște buni economi și cinstiți administratori ai bunurilor pe care le-a dat Dumnezeu în grija lor. Roadele și bunătățile sufletului sunt dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea. Bogatul însă se socotește domn și stăpân al anilor și al vremurilor pe care Tatăl cel Ceresc le are în a sa stăpânire. Bogatul își rânduiește viață îndelungată de mulți ani zicând, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Iar Dumnezeu i-a zis, nebune, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău și cele ce ai pregătit, ale cui vor fi. Prin aceste cuvinte, Dumnezeu îl mustră cu asprime și îl socotește nebun, pentru că n-a înțeles firea nemuritoare a sufletului său, punându-i înainte mâncări și băuturi cu trupești odihne și plăceri, ca și cum sufletul său ar fi trupesc și stricăcios. Este nebun pentru că își însușește bunătățile lui Dumnezeu. Este nebun pentru că se socotește pe sine domn și stăpân al vieții sale și își rânduiește ani mulți, fără să se gândească cât uși de puțin,
că chiar în noaptea aceea, fără veste, avea să fie smuls din viață. Este nebun, pentru că nu cunoaște pentru cine a pregătit Dumnezeu bunătățile acelea și nu înțelege că neașteptatul ceas al morții avea să pună capăt tuturor cugetelor lui. Cei ce cer sufletul lui sunt demonii, pentru că Dumnezeu n-a zis, voi cere sufletul tău, ci a zis, vor cere de la tine sufletul tău, adică vor veni să-l smulgă cu sila diavolului care l-au robit. Sufletele drepților se duc în mâna lui Dumnezeu, iar acelor nedrepți sunt luate cu sila de demoni noaptea, adică atunci când ei zac în întunericul păcatului. Iar după ce a grăit Domnul acestea în pildă, a adăugat îndată și însemnarea pildei spunând, așa se întâmplă cu cel ce-și adună comori sieși și nu se îmbogățește în Dumnezeu. Acestea zicând grăia, cine are urechi de auzit, să audă. Cine este cel care își strânge pentru el comori, iar pentru Dumnezeu nu se îmbogățește? Acesta este bogatul lacom care nu se satură niciodată, chiar dacă ar avea pline toate hambarele sale. Este bogatul cel nedrept, care își însușește bunătățile pământești ale lui Dumnezeu și le folosește, ca și cum ar fi ale lui. Pune lăzi, aur peste aur și averi peste averi, nu ca să facă bine cuiva, ci ca singur să se desfeteze din trânsele, singur să se veselească, să mănânce, să bea și să-și dezmierde trupul. Este bogatul îndrăzneț și nebun, care năzuiește o viață îndelungată și ani mulți. Acesta nu se îmbogățește cu bogăția cea dumnezeiască, pentru că nu are comoară în cer, ci este gol de orice faptă bună și de tot harul cel dumnezeiesc. Așa se întâmplă, zice Dumnezeu, celui lacom și iubitor de argint, care își adună lui și comoară și niciodată nu se satură și niciodată nu dă săracelor. Așa se întâmplă iubitorului de trup și de plăceri, care nu se gândește la nimic altceva decât numai la mâncărurile, băuturile și plăcerile lui cele trupești. Așa se întâmplă celui care visează o viață îndelungată și într-o mulți ani. În acest chip moare cel care face lucrurile bogatului acestuia. Moare pe neașteptate, fără să se pocăiască, iar sufletul lui este smuls de demoni. Cum însă, deși toți avem urechi și toți auzim, dar nu toți ne folosim de cele auzite, pentru aceasta, după ce a zis Domnul, toate acestea a grăit. Cel care are urechi de auzit să audă. Prin aceste cuvinte, Sfânta Evanghelie ne îndeamnă și pe noi, cei de față, să deschidem larg auzul urechilor noastre, pentru ca sufletul nostru să se folosească de toată învățătura acestei pilde pe care am ascultat-o din Evanghelie care s-a citit astăzi. Și toată viața noastră să adunăm comoară în cer, din roadele faptelor bune, izvorâte din dragostea și ajutorarea seminilor noștri. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.